Aproape jumătate de milion de lei au fost irosiți de fosta conducere a primăriei Șoldănești pentru schița de amenajare și renovare a parcului central. O sumă exagerată, spun experții, mai ales că documentul nu mai este de folos și nu ar corespunde cerințelor. Astfel, locuitorii orașului au rămas și fără bani în bugetul local, dar și cu un parc lăsat de izbeliște, plin de buruieni și gunoi. Alee cu flori, havuz, făișoare și zona de odihnă pentru copii, chiar și o discotecă de vară. Toate acestea trebuiau să fie aici, în acest parc din centrul orașului. Din păcate, după cum putem vedea, aici sunt doar câteva leagăne, balansoare vechi și o scenă de vară improvizată în aer liber, care arată jalnic, iar băncile din preajmă necesită reparație. În 2013, primăria orașului Șoldănești, pe atunci în frunte cu liberal-democratul Alexandru Tinică, a inițiat un proiect care prevedea amenajarea și modernizarea parcului central. Tot Tinică a fost și cel care a condus grupul de lucru, responsabil de selectarea companiei care urma să realizeze schița de proiect. La licitația din septembrie 2013 au participat două companii, iar câștigătoarea a devenit Avensa Consulting. Pentru realizarea lucrărilor de proiectare, firma a cerut peste 400.000 lei. Potrivit documentelor din dosarul licitației, cealaltă firmă a solicitat un preț dublu. Contactat de reporterul Impuls TV Ivan Cicanci, directorul Consit Pro, spune că nu a participat la licitație și a fost uimit când a primit o scrisoare de la primărie din Șoldănești, prin care era informat că oferta firmei sale a fost refuzată. Chiar ne-am mirat de, și când am primit scrisoarea aceea, că noi n-am participat. Din ar fi că cineva din numele nostru a scris ceva. Nu puteți fi, nu știu. Vă spun sincer că noi nici n-am participat. Eu acum am ridicat încă o dată hârtiile. Noi avem, eu personal m-am ocupat cu Nisporieni. Așa. Nisporieni. Noi am vrut să participăm și tot n-am participat, dar la Șoldănești nici n-am participat. Dar scrisoarea am primit. De cealaltă parte, Tatiana Bulhac, contabilă la primărie și una din membrii comisiei, susține contrariul. Au fost licitații și au fost doi concurenți, dintre care la unul nu erau documentele în regulă. I s-au prezentat ambii? Da. Ambii s-au prezentat și... Domnul Cicanci, directorul firmei care a participat, spune că nu a fost și nici dosarul nu l-a înaintat. Avem înregistrare telefonică. Cum explicați? Nu ne amintesc atunci, dar și s-a întâmplat cum a fost, dar eu știu că a fost licitația, a fost licitația și la unii documentele nu erau în regulă, la alții erau. În dosarul licitației apar și o serie de documente care ridică semne de întrebare, cum ar fi procese verbale necompletate, însă semnate de membrii comisiei. Dosarul privind proiectul Parcul sunt mai multe procese verbale. Unele sunt semnate și completate, dar altele, spre exemplu cum ar fi ăsta, este semnat, inclusiv și semnătura dumneavoastră, dar nu este completat. Cum explicați situația? Noi nu sunt minte genere de cazul, dar dacă nu a fost asta, în ce an? În 2013. Nu știu, nu țin minte, nu pot să vă spun nimic. Pe cazul dat că a fost 2013, nu mă țin minte. Licitația cu parcul. Cu parcul, da. Dar nu știu ce problema, deci nu e completat. Dar în genere, ce vă amintiți despre proiectul ăsta? Nimic, nu mă amintesc, nu țin minte de am. Dar cum ar putea să fie așa? Nu știu nimic. Nu știu, nu pot să comentez nimic, fiindcă nu țin minte și nu știu ce s-a întâmplat, de ce așa s-a întâmplat. Din documentele obținute de reporterii Impuls TV, Avensa Consulting a primit banii în două tranșe, iar în mai 2014 primăria a primit actele de recepție finală a schiței. Schița de proiect este primul document elaborat de arhitecți și după ce primește avizul pozitiv al mai multor instituții, în baza ei se face proiectul detailat necesar pentru realizarea propriu-zisă a lucrărilor de amenajare. Potrivit specialiștilor din domeniu, însă schița realizată de Avensa Consulting nu corespunde cerințelor. Nu este proiect de executare. În baza acestui nu poți lucra. Trebuie să fie niște coordonate. Văd că ne-ați arătat aici o mulțime de foi, dar nu văd nimic proiect aici. Dacă e vorba numai asta, aici e documentul, păi 408
lei, poate e puțin. 408.000. Dar 408.000 e din cale afară. E, mai trebuie să avem și o leacă de obraz. Noi, proiectanții. Nu se poate. Dar dacă sub aie această schiță care e, sunt, stau e, de, piesele desenate de executare, de, proiect de executare, unde se arătați adâncimea fundației, gardului și bordurile, socoteli, cu costuri, cu una, cu alta, poate să fie și puțin. Ion Percin constată că din schița de proiect nu este clar despre ce obiect este vorba. Potrivit lui, pe hârtie nicăieri nu este menționat că acesta ar fi parcul din orașul Șoldănești. Am solicitat opinia Angelei Cașcaval, directorul Avensa Consulting, firma care a câștigat licitația referitor la actele ajunse la primărie Șoldănești, dar femeia a refuzat să răspundă la întrebări. Doamnă, vorbiți cu primăria și vă rog să nu mă menționați întrebarea dată. Am încercat să aflăm cum explică situația Alexandru Tinică, fost primar de Șoldănești, care în perioada mandatului a fost de două ori în vizorul Centrului Național Anticorupție pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. În prezent, el este consilier orășenesc. Timp de câteva săptămâni, fostul primar a fost de negăsit. Am reușit să vorbim cu el vineri, 9 decembrie, când la primăria orașului a avut loc o ședință a Consiliului. Tinică a refuzat însă să dea mai multe detalii. În condițiile în care avem un buget auster la primărie, de ce era nevoie să faceți un proiect cu parcul așa de mare și luxos? În condițiile de auster, de ce era nevoie? De ce nu erau banii suficienți în primărie? Pentru a proiecta sau pentru a amenaja parcul? Și pentru a amenaja. 408 lei a fost cheltuiți pentru schița de proiect. Pentru proiect, da. Deci ne răspundeți? Potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat, Avensa Consulting este fondată de trei cetățeni români și de moldoveanca Angela Cașcaval și este afiliată unei companii din România cu același nume. Avensa Consulting din România este una dintre cele mai mari firme de consultanță de peste Prut pe proiecte europene. Potrivit Ministerului Fondurilor Europene din România, în perioada 2009-2015, Avensa Consulting a câștigat mai multe contracte publice în valoare totală de 1 milion de euro. În 2014 însă compania a intrat în vizorul DNA. După ce a câștigat mai multe licitații de consultanță și management al proiectelor finanțate din fonduri europene cu primăria Botoșani. Angela Cașcaval, administratoarea Avensa Consulting din Ungheni, figurează și pe site-ul oficial al Avensa Consulting din România, unde este prezentată drept director regional. Recent, Cașcaval a ținut un training la Bălți organizat de ADR Nord pentru angajații primăriilor despre elaborarea proiectelor transfrontaliere în cadrul unor programe de cooperare dintre România și Republica Moldova. Pe o rețea de socializare, Angela Cașcaval îi are în lista de prieteni pe fostul primar Alexandru Tinică și soția acestuia, Aliona Tinică. Pe timpul mandatului soțului său, Aliona Tinică deținea funcția de specialist relații cu publicul la primărie și era responsabilă de scrierea și atragerea granturilor. Actualul primar al orașului Șoldănești, Ion Cuculescu, este indignat că fosta administrație a cheltuit aproape jumătate de milion de lei pentru o schiță de proiect care nu a folosit la nimic. Chiar și aceleași ceva lucrări în parc, fără construcțiile care sunt, s-ar fi chip de adus parcul la normal. Inclusiv nu s-ar fi necesitate de mulți bani pentru trotuarele din parc, pentru amenajarea parcului, pentru scena din parc care este. Sper că la aceste 400.000, dacă s-ar fi adăugat încă 200, s-ar fi adus parcul la normal și astăzi aș fi avut un parc frumos.